finalizată în aproximativ 400 de localități. În 150 de localități, infrastructura este într-un stadiu avansat de execuție. În județul Tulcea sunt aproximativ 38 de localități în care ne propunem prin proiect să dezvoltăm infrastructura. În 13 dintre ele, infrastructura este deja finalizată. În 7 dintre ele, avem autorizațiile obținute și trebuie să demarăm lucrările. Și într-un număr de încă 11, așteptăm să obținem autorizațiile de construcție și aici ne bazăm din nou pe sprijinul autorităților locale, ca și până acum, în obținerea acestor autorizații. Ca să vă mai dau câteva cifre, în localitățile în care ne propunem să acoperim cu rețea, sunt aproximativ 6800 de gospodării, 680 de firme și aproximativ 120-130 de instituții publice sau instituții ale administrației locale. Cred că fiecare vizită pe care am făcut-o într-un site Ronet ne-a arătat cât de mult ne ajută acest proiect să reducem decalajele care există între diverse regiuni din România. De la chestiuni simple cum ar fi accesul la informații, care însă pentru copiii din aceste sate înseamnă foarte mult lucru, la, hai să spunem, o mai ușoară comunicare între autorități și cetățeni, dar și la oferirea unui instrument concret pentru afacerile locale, afacerile mici, prin care acestea se pot promova. Sunt uimit de fiecare dată cât de bucuroși sunt copiii când văd că pot să aibă acces la internet și de fiecare dată când îi întrebăm cât de important este acest lucru pentru ei, aș spune că e mult mai important decât curentul electric sau decât alte utilități. Chiar vorbeam astăzi pe drumul încoace despre nevoi simple ale oamenilor din aceste comunități. Mulți dintre membrii familiilor lor sunt plecați în străinătate. Practic, ei folosesc internetul pentru a ține legătura cu ei, Skype, videocall-uri și așa mai departe. Cu toate aceste beneficii care sunt clare și concrete, totuși, spre mâhnirea noastră, nu am reușit până acum să ne mișcăm cât de repede ne-am dorit cu acest proiect. Și deși sunt 400 de localități finalizate, ele nu sunt recepționate. Și mai vorbim de încă 150 care pot fi finalizate, pot fi recepționate. Comunitățile locale se pot bucura imediat de aceste servicii. De aproximativ 8 luni, proiectul este blocat total. Și este blocat, aș spune, în primul rând din motive birocratice. Avem foarte multe discuții cu beneficiarul, cu Ministerul Comunicațiilor despre modul în care se gestionează dirigenția de șantier și cine face recepția acestor localități. Și credem noi că este extrem de important să găsim o soluție cât mai rapidă pentru a debloca situația. Pe de o parte, pentru că dorim să oferim comunităților locale accesul la servicii, pe de altă parte, termenul de finalizare a proiectului este septembrie. Și practic, în acest moment este imposibil, aș spune, să finalizăm proiectul în septembrie și aceasta poate să aibă, aș spune, dincolo de problema de bază, aceea că comunitatea locală nu are acces la servicii și alte implicații pentru statul român. Proiectul RONET e un proiect pentru întreaga țară, pentru România, nu e un proiect al Telecom România, nu e un proiect al Ministerului Comunicațiilor. Cred că noi pe toată durata proiectului ne-am afirmat și reafirmat angajamentul să susținem proiectul din punct de vedere financiar, să implementăm infrastructura și cred că este absolut necesar să vedem în spațiu public o reafirmare a angajamentului tuturor instituțiilor și autorităților care participă la acest proiect, astfel încât să putem să livrăm ceea ce ne-am propus să livrăm. Apropo de modul în care sprijinim acest proiect, noi am efectuat o foarte mare parte a plăților către subcontractori, pentru că tot acest proiect pune o presiune financiară uriașă pe toți participanții din proiect și nu ne-am dorit ca subcontractorii care au fost alături de noi în tot acest proiect să aibă de suferit datorită faptului că noi nu am încasat bani. Deci nu avem bani de încasat și avem deja plăți de câteva zeci de milioane de euro executate către subcontractori.
La urmă, care este motivul pentru care ei nu, sau Ministerul Comunicațiilor nu face recepție? Înțeleg că până la momentul recepției, adică dacă nu este recepționat, practic acea antene și echipamente de acolo nu funcționează, adică nu dau net sau pentru oamenii care din localitățile respective sau... Sunt două perspective. Pe de o parte, nefăcându-se recepția, ministerul nu poate să efectueze plățile. Da. Pe de altă parte, nu putem să activăm operarea comercială a rețelei. Și aceasta, și e bună întrebarea, aceasta aduce două probleme. O problemă, cum spuneam, comunitatea locală nu poate să aibă acces la servicii, însă noi avem obligația să operăm această rețea 18 ani. Chiriile pentru toată această infrastructură au început să curgă din secunda în care am finalizat infrastructura, chiar dacă ea nu este recepționată. Sunt imediat 12 luni de când Telecom România are cheltuieli de 100.000 de euro pe lună cu infrastructură care este degeaba. Discuțiile sunt în jurul modului în care se administrează dirigenția de șantier și al modului în care se execută recepția. Și avem nevoie de clarificarea acestor lucruri cât mai repede cu ministerul, astfel încât să putem debloca situația. Părerea lor, și este o discuție foarte tehnică, părerea lor până la un anumit punct a fost că dirigenția de șantier trebuia făcută de Telecom.